la care accesul cu alte mijloace
forțe de salvare era imposibil. Comandantul diviziei, generalul de brigadă Bogdan Cernat, a îndeplinit funcții de conducere atât la nivel național, cât și în cadrul Alianței Nord-Atlantice, dintre care, amintim, șef al Serviciului Poliție Militară în Statul Major al Apărării, comandant al Brigăzii 30, gardă și comandant al Centrului Întâlnit de Analiză și Lecții Învățate, unitate din Comandamentul Aliat pentru Transformare al NATO din Portugalia. Ofițerul a absolvit numeroase cursuri de carieră atât în țară cât și în străinătate. De-a lungul carierei militare, generalul de brigadă Bogdan Cernat a fost recompensat cu numeroase distincții și medalii. Defilarea continuă cu drapelul de luptă al diviziei 4 Infanterie Gemina. De-a lungul timpului, drapelul de luptă al diviziei a fost decorat cu numeroase distincții militare oferite de administrația prezidențială, Ministerul Apărării Naționale și Statul Major al Apărării. Trecem prin fața dumneavoastră detașamentul Mateiaș, condus de domnul Cătălin Drăghiș, președintele Asociației Istoria Renascita. Acesta reconstituie un contingent de infanterie și români din cadrul Regimentului 70 Infanterie, care a luptat cu eroism în anii primului război mondial, fiind decorat cu ordinul Mihai Viteazu, clasa 3-a. Trece prin fața dumneavoastră detașamentul searurilor de identificare ale unităților din subordinea Diviziei 4 Infanterie Gemina, purtate de militari din structurile acestea, în fruntea căruia se află majorul Iulian Țăran, ofițer din cadrul Comandamentului Mari Unități. Marile unități și unitățile din compunerea Diviziei 4 Infanterie Gemina deservez mai multe jumătate din suprafața teritoriului național și au fost angajate de-a lungul timpului în exerciții atât pe teritoriul național cât și afară acestuia. Prezintă onor drapelul de luptă și militarii forțelor pentru operații speciale aparținând Batalionului 54 Sprijin, Horea, Groșca și Crișan din Târgu Mureș, conduși de roțitorul comandantului locotenent colonelul Adrian Câmpan. Batalionul este o unitate cu misiuni din spectrul sprijinului de luptă și logistic pentru comandamentul forțelor pentru operații speciale și unitățile subordonate. Unitățile din compunerea forțelor pentru operații speciale sunt încadrate cu luptători riguros, selectați și antrenați având specialități multiple. Defilează prin fața dumneavoastră militarii ai Brigăzii 81 mecanizată Rigore Bălan, comandați de locotenent colonelul Ioan Rus, din Statul Major al Marii Unități de la Bistrița. Urmează drapelul de luptă al Brigăzii, care a fost decorat cu ordinul național pentru merit în grad de cavaler în semn de război. Din blocul de defilare fac parte militarii Batalionului 812 Infanterie Bistrița Șoimii Carpaților, conduși de comandantul batalionului, locotenent colonelul Ionuț Ibisei. Vă prezintă onorul blocul de defilare al Brigăzii 61 Vânători de Munte, general Virgil Bădulescu, Vivier Curaciu. În fruntea acestuia se află colonelul Iuliu Ilie Cristian Arsene, șeful de stat major al Marii Unități. Urmează drapelul de luptă al Brigăzii, decorat cu ordinul Virtutea Militară, în grad de ofițer, cu un semn de pace pentru militari. Defilează militarii Batalionului 17 Vânători de Munte, Dragoș Vodă, comandat de locotenent colonelul Silviu Borșa. Vânătorii de munte dorneni au o istorie de peste 8 decenii în Armata României, unitatea participând la campania din Est din cel de-al doilea război mondial. Urmează militarii Batalionului 96 Cercetare Supraveghere Montană Avram Iancu din cadrul Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere Decebal, în fruntea cărora se află comandantul Batalionului, locotenent colonelul Flavius Alexandru Bucur. Defilează acum drapelul de luptă al unității din inima munților Apuseni, batalionul care poartă în semnul Florii de Colț, specific trupelor albine din Armata României, va aniversa în anul 2023, 100 de ani de existență. Trece acum prin fața dumneavoastră drapelul de luptă și detașamentul batalionului 136 Geniu Apulum, comandat de locotenent colonel Ludovic Ștefan Proc, comandantul unității din Cetatea Marii Unii. Geniștii albaiolieni au o pregătire profesională solidă, confirmată prin participarea la misiuni în teatrele de operații din Bosnia și Herțegovina, Irak și Afganistan, precum și în numeroase exerciții multinaționale. În continuare,
continuare defilează în premieră la Alba Iulia un detașament format din militari francezi care fac parte din grupul de luptă NATO din România, dislocat la Cincu, structura subordonată comandamentului multinațional de divizie Sud-Est. Militarii sunt conduși de locotenentul Jean Magatian, plutonului format din 22 de artileriști. În continuare defilează prin fața dumneavoastră detașamentul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, condus de locotenent colonelul Dumitru Băra. Instituția este succesoarea și continuatarea tradițiilor primei școli de ofițeri. Urmează elevii Colegiului Național Militar Mihai Viteazu, Alba Iulia, comandați de locotenent colonelul Lucian Rusu. Aceștia sunt urmați de garda drapelului. Colegiul Național Militar Mihai Viteazu, Alba Iulia, duce mai departe tradițiile liceului militar înființat în anul 1919 la Târgu Mureș. Din locul de defilare fac parte elevii ai claselor a 11-a, conduși de locotenentul Ana Maria Turcea. Cu o istorie de 103 ani, Colegiul Militar este locul în care tinerii își croiesc drumul spre viitoarele cariere militare. Urmează reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Defilarea Poliției Române este deschisă de Centrul Chinologic Dr. Aurel Grevea Sibiu, care prezintă 9 echipe canine. Câinii sunt specializați în detectarea drogurilor, a tutunului, a explozivilor, detectarea grupelor de orice fel și sunt însoțiți de conducătorilor, polițiștii, alături de care se antrenează zi de zi. Centrul a fost fondat în anul 1950 și selecționează, crește și distribuie câini dresați unităților de poliție. Vă prezint ca onorul blocul de defilare al Jandarmeriei Române, format din militare ai grupării de jandarm mobilă Regele Ferdinand I, Târgu Mureș, în fruntea căruia se află drapel de luptă al unității. Comandantul blocului de defilare este majorul George Toate. Militarii jandarmi execută misiuni de asigurare și stela restabilirea ordinii publice și de combatere a infracțiunilor în zona de responsabilitate teritorială care cuprinde județele Mureș, Alba, Bistrița Năsăud și Harghita. În anul 2022, grupare de jandarmi mobilă Regele Ferdinand I, Târgu Mureș, a fost recompensată cu emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne. Defilează prin fața dumneavoastră drapelul de luptă și reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență Unirea, în fruntea cărora se află majorul Sergiu Zehan. Detașamentul este format din personal care este pregătit să intervină în orice moment la misiunile de stingere a incendiilor, descarcerare și prin ajutor scurt, salvarea persoanelor și limitarea pagubelor produse de inundații, alunecări de teren sau epidemii. Sunt oameni care, în fiecare clipă, duc lupta cu secundele pentru salvarea vieții semenilor, acordarea primului ajutor medical și extragerea persoanelor din mediile ostile. Prin fața dumneavoastră, reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor, conduși de subcomisar de Poliție Penitenciară, Daniel Ortean, șeful structurii de intervenție a penitenciarului Aiud. Administrația Națională a Penitenciarelor este parte integrantă a sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, structură care asigură executarea pedepselor, facilitând responsabilizarea și reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate. Încheie defilarea pe jos detașamentul Crucii Roșii Române, filiala Alba, condus de directorul organizației Adrian Ionel Dușa. Înființată în anul 1876, Crucea Roșie Română asistă persoanele vulnerabile în situații de dezastre și de criză. Prin programele și activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare. Urmează defilarea mijloacelor tehnice din dotarea Ministerului Apărării Naționale. Evoluează din nou pe deasupra Bulevardului Unirii al elicopterele IAR 330 Puma, la manșa cărora se află piloți operaționali foarte bine instruiți. De-a lungul timpului, aceștia au executat misiuni în țară și în străinătate și au participat la exerciții naționale și internaționale. Locul de tehnică este comandat de colonelul Remus Filimon, lopțitorul pentru operații și instrucție al șefului de stat major al diviziei 4 Infanterie Gemina, care vă prezintă onorul dintr-o mașină Humvee.
specializat în armatancuri, colonelul Remus Filimon este un ofițer cu experiență la comanda structurilor de manevră și a celor de instruire, confirmată și în mediul multinațional, în misiuni desfășurate în afara teritoriului României. Deschide defilarea tehnica din dotarea forțelor terestre pentru operații speciale. Vehicule de luptă Humvee, model M1165A1, cu turelă sunt echipate cu mitraliere de calibru 12,7 mm. Acestea sunt foarte eficiente împotriva infanteriei, a mașinilor blindate, a vehiculor neblindate și împotriva construcțiilor fortificate. Vehicule de luptă tip Humvee sunt echipate cu tehnică de comunicații și de vreaj de ultimă generație. Următorul bloc de defilare este compus din transportare blindată pentru trupe tip Piranha 5, din dotarea brigăzii multinaționale de Sud-Est. Acestea sunt conduse de șeful de stat major al batalionului 22 Infanterie Romanați, locotenent colonelul Adrian Burican. Transportorul Piranha 5 este un autovehicul de luptă blindat, feroț, din categoria vehiculelor tactice, care a intrat în dotarea batalionelor de infanterie din forțele terestre române, începând cu anul 2020. Este compatibil cu transportoarele blindate pentru trupe din armatele NATO, din punct de vedere al comunicațiilor, sistemului de armament, tipurilor de muniție și al suportului logistic. Piranha 5 are un design modern, asigură o mobilitate sporită cu câmpul tactic, protecție balistică superioară, blindaj performant, fiind dotat cu diferite instalații, printre care sistemul combinat pentru încălzire, ventilație, aer condiționat și protecție CVRN. Transportorul permite executarea misiunilor în condiții ostile și asigură transportul atât pe distanțe scurte, cât și medii sau lungi sau a trupelor și echipamentelor militare, atât pe teritoriul național, cât și afară acestuia. Este echipat cu un tun calibru 30 mm și o mitralieră calibru 7,62 mm, care permit angajarea țintelor cu precizie și minutii foarte scurte. Conducerea focului este complet automatizată și utilizează un sistem electric care permite urmărirea automată a țintei. Defilează în următoarele momente 5 transportare blindate de trupe tip Piranha 3C, din dotarea brigăzii multinaționale Sud-Est. Transportoarele blindate de trupe Piranha 3C sunt destinate batalionilor de infanterie din forțele terestre. Piranha 3C are un design deosebit, un blindaj performant ce asigură o protecție ridicată, fiind dotat cu kituri de protecție împotriva minelor și armelor chimice, bacteriologice, radiologice și nucleare. Cu o greutate de 17 tone și echipat cu un motor puternic, autovehiculul asigură transportul și protecția unui echipaj format din 9 militari. Se poate deplasa cu ușurință în orice tip de teren, poate atinge o viteză de 105 km la oră pe șosea și poate traversa cu ușurință cursuri de apă cu tubire. Transportorul este dotat cu o mitralieră calibru 12,7 mm care permite executarea și conducerea focului din interiorul mașinii de luptă, având o bătaie maximă de 7 mm. Totodată, autovehiculul beneficiază de un sistem de vedere cu cameră termală care asigură imagini de înaltă calitate și o vizibilitate foarte bună. În continuare, puteți vedea transportoarele blindate B-33 Zimbru, în fruntea cărora se află locotenent colonelul Cristian Țecu, comandant al batalionului 191 Infanterie, colonel Radu Bolescu. Transportorul B-33 este o mașină de luptă pe roți, o mare mobilitate dotată cu armament care oferă protecția prin blindaj a echipajului și desantului. Este destinată pentru înzestarea subunităților de infanterie din cadrul forțelor terestre. Fiabilitatea sa a fost dovedită în teatrele de operații, unde a fost folosit cu succes de batalioanele de infanterie din forțele terestre.
Este înzestrat cu o mitralieră calibru 14,5 mm care poate fi folosită și împotriva țintelor aeriene și cu o mitralieră calibru 7,62 mm. Are o mobilitate mare datorită tracțiunii 8x8, motorului de 280 de cai putere și autonomiei de aproximativ 700 de km. De asemenea, transportorul are posibilitatea de a se deplasa pe apă cu o viteză de până la 9 km pe oră și dispune de un troliu instalat în partea din față pentru autoscoatere. Transportoarele au în total un sistem de lansare a grenadelor fumigene dispus în spatele turelei, care ajută la mascarea proprie pe câmpul de luptă și un sistem de protecție împotriva amenințărilor chimice, bacteriologice, radiologice sau nucleare. De asemenea, are înzestare, aparatură de vedere și conducere pe timp de noapte, permițând executarea de misiuni în orice condiții de timp și stare a vremii. În continuare, vă prezintă onorul echipajele celor 5 sisteme lansatoare multiple de rachete cu bătaie mare HIMARS, conduse de locotenent colonelul Cristian Teliman, comandant al batalionului 81 rachete operativ tactice Major Gheorghe Șonțu din Focșani. Sistemul de rachete cu lansare multiplă M142 HIMARS este cel mai modern sistem de armament din dotarea structurilor de artilerie, care și-a dovedit maturitatea operațională în conflicte reale, fiind testat pe timpul operațiilor militare. România este prima țară membră NATO din Europa care a achiziționat acest sistem. M142 HIMARS asigură angajarea țintelor la distanțe de până la 300 km, utilizând muniții asistate prin GPS, are o mobilitate ridicată care îi mărește capacitatea de supraviețuire pe câmpuri de luptă și poate executa acțiuni de luptă în orice condiții de timp sau anotimp, inclusiv în mediul contaminat chimic, biologic, radiologic și nuclear. De asemenea, este transportabil pe calea aerului cu platforme aeriene de transport din înzestarea forțelor aeriene române și ale Alianței, iar sistemul digital de comandă și control asigură interoperabilitatea cu structurile de artilerie ale armatelor statelor membre NATO. Vor defila prin fața dumneavoastră 5 complexe antiaeriene Gepard sub comanda locotenent colonelului Gănuț Gabriel Gănilă, comandant al batalionului 3 apărare antiaeriană Potaixa din Turda. Complexele antiaeriene Gepard sunt mijloace de artilerie antiaeriană blindate, performante, autonome, autopropulsate, cu mobilitate ridicată, care pot executa misiuni de luptă în orice condiții meteorologice și de puriaj electronic. Este destinat pentru angajarea avioanelor și elicopterelor de luptă care atacă prin surprindere la joasă înălțime, putând fi utilizate totodată și împotriva blindatelor. Complexul antiaerian este dotat cu tunuri de calibru 35 mm, are un timp foarte scurt de reacție, o cadență de tragere de 550 de lovituri pe minut și poate combate ținte care zboară cu viteze de până la 300 de metri pe secundă. Complexul antiaerian Gepard se poate integra cu ușurință în sistemul de apărare antiaerian terestru. Acesta răspunde ușor cerințelor actuale ale câmpului de luptă, fiind dotat cu echipamente compatibile cu sistemele NATO. În anul 2021 a fost dislocat în Polonia în cadrul detașamentelor românești de apărare antiaeriană, participante la grupul de luptă NATO Enhanced Forward Presence. Trece prin fața dumneavoastră tehnica din dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub comanda comisarului șef Mihai Ainei.
Golana este deschisă de laboratorul de educație rutieră, o autospecială dotată cu mijloace moderne folosite în educarea copiilor. Urmează două autospeciale la cea tască din dotarea poliției rutiere, care sunt folosite pentru supravegherea traficului rutier, intervenții la evenimente și misiunile de prevenire a accidentilor de circulație. Acestea sunt urmate de trei autospeciale ce aparțin serviciului pentru acțiuni speciale și sunt folosite în intervențiile la evenimente ce pot afecta siguranța publică. Următoarea autospecială aparține serviciului criminalistic. Are în dotare un laborator criminalistic și este folosită în misiunile de investigare a câmpului infracțional. Autospeciala marca Ford Ranger aparține biroului pentru protecția animalelor. Este o mașină de teren care dispune de facilități pentru transportul animalelor aflate în stare de pericol, asigură intervențiile în zonele greu accesibile și este echipată cu mijloace tehnice și de prim ajutor. În activitățile de patrulare și menținerea siguranței publice, polițiștii structurilor de ordine publică folosesc autospeciale Dacia Logan, care beneficiază de toate dotările pentru desfășurarea în bune condiții a misiunilor. Defilarea tehnice auto a Jandarmeriei Române, condusă de majorul Marius Maican, este deschisă cu autoturismele Dacia Duster din dotarea Inspectoratului de Jandarm Județean Adam Iancu Alba. Acestea sunt folosite pe timpul misiunilor de patrulare, destinare prevenirii și combate faptelor antisociale, precum și asigurarea unui climat de siguranță necesar comunităților urbane și rurale. Autospeciala de intervenție Peugeot Expert este ideală pentru îndeplinirea misiunilor specifice de ordine publică, patrulare, protecție în soțire, cât și pentru intervenție antiteroristă, fiind prevăzută cu o acțiune față, sistem de avertizare optică și acustică și stație radiomobilă. Autospeciale de transport efective Opel Movano din dotarea grupării de jandarmi mobile Sfer Regele Ferdinand I, Târgu Mureș, asigură transportul rapid și în condiții de siguranță a forțelor de ordine. În continuare, puteți vedea tehnica de intervenții din dotarea Inspectoratului General de Stații de Urgență sub comanda colonelului Ion Rusan. Autospeciala pirotehnică este destinată pentru transportul munițiilor neexplodate și pentru executarea lucrurilor de distrugere. Urmează ambulanța SMUR tip C1 pentru reanimare și terapie intensivă mobilă. Aceasta este urmată de autospeciala pentru transport, scafandri și echipamente la locul intervenției și embarcațiunea cu motor, chilă rigidă și botul noi. Trece prin fața dumneavoastră autospeciala pentru stingerea incendiilor de capacitate mare. Autospeciala de intervenție și salvare de la înălțime este destinată misiunilor de salvare persoane, precum și ridicarea și transportul materialelor la înălțimi de până la 42 de metri. Urmează autospeciala pentru transport container, căutare, salvare, care asigură depozitarea unui volum mare de echipamente și accesorii. Defilează acum blocul de tehnică aparținând Serviciului Român de Informații, condus de majorul Marius Lătea. Acesta este alcătuit din două autospeciale de intervenție antiteroristă cu rol de ripostă imediată, evacuarea și izolarea zonei în situația producerii unui incident de natură teroristă. Urmează o autospecială de intervenție CPRR și pirotehnică atașată remorca antibombă. Prin Brigada Antiteroristă, Serviciul Român de Informații îndeplinește rolul de autoritate națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Urmează defilarea ambulanțelor din cadrul Crucii Roșii Române, filiala Alba. Crucea Roșie defilează cu două ambulanțe tip B1, B2, utilizate pentru acordarea asistenței medicale de urgență și transport medical, și cu două autocamioane
construcție și transport materiale de primă necesitate. Acestea pot fi utilizate în situații de dezastre, precum și inundații, cutremure, război, pandemie și alte situații de criză. În ultimii ani, Crucea Roșie Română, filiala Alba, a avut numeroase intervenții în domeniul medical, prin serviciile de ambulanță și îngrijiri medicale, la domiciliu, dar și al dezastrelor, prin asistența umanitară de urgență și a programelor de ajutorare inițiale. Dispozitivul de zbor al forțelor aeriene române urmează aeronavele de luptă F-16 Fighting Falcon din înzestarea bazei 76 aeriană locotenent aviator Gheorghe Bociorniță. În prezent, forțele aeriene române au în dotare o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon. Ziua Națională a României, în cetatea Mariunii, Garda de Onoare, constituită din militari ai Batalionului 811 Infanterie Dej. Detașamentul de onoare este condus de către comandantul Batalionului, locotenent colonelul Mihai Tăiescu. Batalionul este o unitate tactică luptătoare capabilă să reacționeze imediat împotriva oricăror amenințări la adresa securității și apărării naționale. Calitatea profesională a infanteriștilor de gen, Dragonii Transilvani, s-a reflectat atât în cadrul exercițiilor naționale și multinaționale majore, precum și prin participarea la numeroase operațiuni și misiuni internaționale în Kosovo, Irak și Afganistan. Batalionul a fost prima unitate certificată ca forță la dispoziția NATO și totodată prima unitate din structura de forțe a diviziei care a participat la misiunea de stabilizare și reconstrucție din Irak în anul 2003. Profesionalismul Dragonilor Transilvani a fost apreciat în mod constant de partenerii de coaliție și a contribuit la creșterea prestigiului și credibilității Armatei României. Ceremoniile dedicate Zilei Naționale României.